Guerilla Camp. Business liberat de Telecom, accelerat de Dacia, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salut, Andrei, bine ai venit la Guerilla Camp. Salut, Sorel, mulțumesc că m-ai primit și pentru sesiunea pe care am avut-o înainte. Ești, suntem adică pentru prima oară la un after coaching, aici în fața camerei. Spune-mi, cum au fost sesiunea de coaching pentru tine? Ai mai făcut coaching înainte? Niciodată nu am avut nici oportunitatea, nici contextul să particip la niște sesiuni de coaching. Ca și concluzie generală asupra sesiunilor pe care le-am avut, apreciez foarte mult claritatea pe care o obțin asupra ceea ce fac și asupra ceea ce trebuie să fac. Și ce apreciez cel mai mult este că după fiecare sesiune de coaching plec cu niște lucruri concrete și niște ținte clare pe care trebuie să mă înham să le duc la capăt. Ok, atunci care ar fi cel mai important lucru pe care l-ai luat din sesiunea de astăzi? Păi, cel mai important lucru pe care l-am realizat astăzi este că pur și simplu de fiecare dată când trăiești în mintea ta și desfășori activitatea înăuntru minții tale, nu este la fel ca atunci când acționezi propriu zis. Și de fiecare dată scenariile pe care le gândesc și le calculez și încerc să ajung la un final cu ele, niciodată nu sunt la fel ca realitatea pe care o creez prin acțiune. Și atunci cel mai bun lucru este să... Cel mai bun lucru este să acționez. Să acționez, să mă concentrez asupra feedback-ului din piață, care este cel mai important feedback pe care pot să-l obțin, și să reacționez în baza acestuia. Glow. Advanced Heating Technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea. Cu asta probabil că trebuia să încep, pentru că suntem la primul after coaching împreună. Spune două vorbe despre ideea business-ului tău. Ideea business-ului este ceva simplu, dar în același timp complex, prin faptul că strângem portofolii de consumatori de electricitate și de gaze și în baza volumelor create negociem cu furnizorii niște prețuri mai mici. Prețul cel mai mic oferit de către furnizorul care s-a înhămat la acest proces este promovat către clienți, iar clienții contractează un serviciu cu furnizorul respectiv. Și care este provocarea ta pentru perioada următoare? Provocarea mea este să lărgim baza de furnizori cu care negociem și la fel să creștem portofoliul de consumatori pe care îl avem pe zona de B2B. Astfel că dacă există ascultători, privitori care lucrează într-o companie sau deține o companie și ar vrea să obțină niște prețuri mai mici la utilități, sunteți bineveniți să ne contactați și să... Unde să te contacteze? contact@swip.ro sau andrei.voicu@swip.ro. Așadar, contactați-l pe Andrei pentru reducerea costurilor cu resursele și mult succes pentru perioada următoare. Ai ceva de făcut. Am multe de făcut și mulțumesc mult de tot pentru sesiunile astea și pentru rezultatele pe care le obțin din chestia asta. Mă bucur mult că ți-a fost de folos. Multă baftă, Andrei. Mersi frumos, toate bune. Cele bune. Unul din 15. 15 pentru România. În Guerilla Camp. Parteneri HP și Aqua Carpatica.